Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la știri. Vă invit să urmărim principalele subiecte ale zilei. Verdict final în cazul tragediei de la Pomi, crimă urmată de sinucidere. Procurorii confirmă că Adrian Blaga și-a omorât fiul după care s-a sinucis. Primarul Dorel Coica este vicepreședinte al Asociației Orașe Energie România, asta în urma ședinței ce a avut loc la Brașov. Lucrările de amenajare a parcărilor în cartiere decurg din ce în ce mai bine, ce declară primarul, aflăm imediat la știri. După mai bine de 7 luni de cercetări, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat investigațiile în cazul crimei de la Aciua, Comuna Pomi. Procurorii confirmă că pastorul Adrian Blaga și-a omorât fiul, după care și-a pus capăt zilelor. Concluzia procurorilor a fost îndelung tărgănată, iar în timpul anchetei aceștia au fugit efectiv de ochii presei, pentru ca în final să dea doar un comunicat de presă legat de acest caz. În data de 6 august 2013, pastorul bistrițean Adrian Blaga și fiul său Timotei au fost găsiți cu gâturile tăiate într-o mașină incendiată la marginea satului Aciua. Potrivit anchetatorilor, criminalul este nimeni altul decât pastorul Adrian Blaga. Din probele ridicate de la fața locului, rezultă că tatăl și-a ucis fiul, după care și-a pus capăt zilelor. Procurorii susțin că el este cel care a incendiat mașina folosind motorina cumpărată în acest scop de la o benzinărie. Mai mult decât atât, din probatoriul administrat de procurori, rezultă că în timpul incendiului tatăl și-a ucis copilul de doar 9 ani, aplicându-i mai multe lovituri la nivelul capului și gâtului cu un ciocan și o macetă, obiecte găsite la fața locului. Apoi pastorul și-a tăiat gâtul cu aceeași macetă. Până a murit, Adrian Blaga a inhalat importante cantități de fum și monoxid de carbon, ale căror urme au fost identificate ulterior în cadrul necropsiei. Medicii legiști și criminaliștii nu au identificat pe cele două cadavre urme de autoapărare. Expertizarea genetică, ADN a corpurilor delicte și altor obiecte ridicate de la fața locului au pus în evidență profilul genetic aparținând celor doi decedați și nu alte profile. Municipiul Satu Mare, prin primarul Dorel Coica, a fost ales în Consiliul Director al Asociației Orașe Energie din România. Ieri a avut loc ședința Consiliului de Administrație la Brașov. Primarul municipiului Satu Mare a participat ieri la ședința Consiliului de Administrație al Asociației Orașe Energie România, care a avut loc la Brașov. La întâlnirea de lucru au luat parte reprezentanții a 42 de municipii din țară, reprezentanții unor agenții de management energetic, precum și structuri de suport ale Convenției Primăriilor. Municipiul Satu Mare va fi reprezentat în structura de conducere a asociației. Am reușit să promovez municipiul Satu Mare să ocupe o funcție de vicepreședinte. Clasamentul este următor. Brașovul este, deține președinția, vicepreședinți sunt municipiul Satu Mare și Timișoara și secretar Baia Mare. Celelalte orașe pe care le-am enumerat, inclusiv sectoarele mari din București, sunt simpli membri. Potrivit edilului șef, proiectele europene discutate vor putea fi folosite și pentru sătmăreni. Sunt proiecte europene, se vor lucra pe proiecte europene, vom fi la nivelul de conducere, vom avea informații și atunci o să încerc și eu să trag către Satu Mare ce se poate trage în mod oficial și bine. Structura nou formată va colabora pentru implementarea măsurilor cuprinse în planul de acțiuni pentru energie durabilă, măsuri care trebuie luate la nivel local, național, european și finalizate până în anul 2020. Exportăm tot mai multe produse de mobilier, dar și grăsim și uleiuri vegetale și animale. Asta reiese din datele oferite de Direcția Județeană de Statistică pentru anul trecut. Ca pondere, dispozitivele mecanice și echipamentele electronice continuă să ocupe locul fruntaș la produsele trimise de firmele sătmărene spre vânzare în afara granițelor țării. Potrivit acelorași date, pe locul 2 se află materialele plastice urmate de mobilier, care a înregistrat o creștere de la 9,5% la 12,6%. Deci ca și comerț internațional cu bunuri, în activitatea de comerț exterior, exporturile pe devize convertibile s-au cifrat în primele 10 luni ale anului 2013 la 645.132.000 euro. Pe grupe de mărfuri, structura acestor sume se prezintă în felul următor. Mașini și echipamente reprezintă 24,2% din suma respectivă. Următoarea categorie de exporturi, materiale plastice, cauciuc și articole din acestea, 23,2%. Mobilier și produse diverse, 12,6%. Și materiale textile și articole din acestea, 10,6%.
În ceea ce privește țările spre care se duc produsele sătmărene, situația este după cum urmează. Cea mai mare parte merg spre Germania, aproape 38% din ceea ce se produce. Pe locul 2 se află țara vecină, Ungaria, în timp ce pe locul 3 și 4 se află Italia și Franța, urmate aproape de Marea Britanie. În sumele absolute, sătmărenii exportă mai mult decât importă. Pe categorii de produse, datele sunt similare. Avem nevoie de dispozitive și echipamente electrice pentru procesele tehnologice în primul rând, iar la țări din care importăm, pe primul loc rămâne Germania. Se anunță schimbări majore în piețele sătmărene. După descinderile de săptămâna trecută, primarul anunță noi controle și schimbarea conducerilor din piața numărul 1 și piața de vechituri. Poliția, verificați contractele tuturor. Sunt unități care comercializează produse în interiorul pieței, dar n-au contract de închiriere de pe spațiu public, respectiv aici alee. În mod normal aici trebuia să fie alee sau să aibă un contract de închiriere între piață și unitate. Asta s-a întâmplat în urmă cu câteva zile în piața numărul 1. Conducerea primăriei a ieșit în piață la un control amănunțit. Astfel de acțiuni vor continua. Controlele continuă. În urma descinderii pe care a făcut-o la piața numărul 1, două-trei zile se vor vedea măsurile. Eu doresc ca șeful pieței, respectiv domnul Țura, să se reorienteze, să meargă în altă parte, să-și caute loc de muncă. Deci am încheiat cu hoția la piața numărul 1. Vor fi schimbări și în ceea ce privește conducerile piețelor. Actualul șef al pieței de vechituri va răspunde de piața numărul 1. Domnul Glodanu, dar la piața de vechituri va fi stabilizat în piața numărul 1 și are ca responsabilitate, piața mică, are ca responsabilitate civilizarea și curățirea și să facă ordine acolo, va fi monitorizat 3 luni de zile dacă nu își face treaba și dânsul va merge către pensie. În piața de vechituri vom numi pe cineva care s-a angajat că va stopa afacerile care se fac acolo, inclusiv întinderea unor cetățeni cu tot felul de plasticuri pe jos și cu tot felul de produse, încercăm să facem un comerț civilizat. Dânsul își face treaba și dânsul va pleca. Deci nu sunt dispus să mai tolerez absolut nicio neregulă. Primarul spune că au existat controle și în celelalte piețe din municipiu. Toate neregulile care vor fi semnalate vor fi pedepsite și se vor lua măsuri radicale. Primele semne ale primăverii se simt în centrul municipiului, unde au ieșit sătmărenii în weekend, dar și la începutul săptămânii aflăm imediat la știri. Lucrările de amenajare a parcărilor în cartiere decurg din ce în ce mai bine. Este concluzia atrasă de conducerea municipiului după ce și ultimul cetățean și-a demolat garajul. Vreau să ne mulțumesc și cetățeanului din Micro 16, care avea un extras șofer pentru garaj. Am avut o discuție cu dânsul acum două zile și de comun acord și dânsul a început să-și demoleze garajul pentru a nu încurca activitatea care se desfășoară acolo, cele două parcări vor fi unite printr-o alee pentru comunicare. De asemenea, locul de joacă sperăm să fie instalat cât de curând. Jandarmii au fost solicitați să intervină aseară după ora 19 pentru aplanarea unui conflict izbucnit pe strada Botizului din satul Mare. Ajunși la fața locului, militari au procedat la liniștirea spiritelor. Conflictul a izbucnit pe fondul consumului excesiv de alcool. Sătmăreanul Gheorghi S., în vârstă de 30 de ani, a fost sancționat cu 700 de lei. Tot aseară, în jurul orei 20, jandarmii au acordat sprijin polițiștilor sătmăreni pentru aplanarea unui conflict izbucnit pe strada Crângului din municipiu. În urma acestui incident, 3 persoane au fost sancționate contravențional, cu 1.000 de lei primii doi, respectiv cu 1.500 de lei cel din urmă, pentru provocare și participare la scandal. Procurorii de ICOT din structura centrală, alături de reprezentanții altor instituții ale statului, au efectuat astăzi peste 100 de percheziții domiciliare pe raza 18 județe, printre care satul Mare, Cluj, Bihor, Brașov, Ilfov, Iași, Dâmbovița, Neamț, Constanța, Giurgiu, în cadrul unor acțiuni care vizează destructurarea două grupuri infracționale formate din 80 de persoane. Acestea erau specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate, trafic de influență. DICOT arată că acțiunile grupurilor infracționale erau sprijinite de mari producători de pe piața de carne din România. Activitățile au beneficiat și de sprijinul unor angajați din cadrul Autorității Naționale de Protecție a Consumatorului și lucrători din cadrul Poliției de Frontieră. În cauza au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului estimat la peste 15 milioane de euro. În perioada 7-8 martie la Covasna a avut loc întâlnirea Ligii Tinerilor Întreprinzători Social-Democrați. Județul Satu Mare a fost reprezentat de președintele Ligii Sătmărene, Ioana Bran. De această dată, discuțiile s-au concentrat asupra problemelor cu care se confruntă tinerii întreprinzători de la noi din țară. Am discutat despre problemele actuale a tinerilor antreprenori. Probleme cu care ne întâlnim majoritatea.
despre importanța absorbirii fondurilor europene, deoarece fondurile europene pentru România reprezintă în continuare unul dintre cele mai importante instrumente ce vor fi utilizate pentru promovarea creșterii economice, precum și creșterea ocupării forței de muncă. Tot la Covasna, în această perioadă, a avut loc și întâlnirea coordonatorilor județeni de la Liga Studenților Social-Democrați din România. La această întâlnire a participat și președintele interimar din Satul Mare al Ligii, Marius Pop. ANAF urmează să stabilească din oficiu contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice. În categoria aceasta vor intra cei care nu depun formularul 600, se precizează într-un proiect lansat în dezbatere publică. Fiscul urmează să-i identifice pe cei care nu au depus formularul, după ce organul fiscal va calcula din oficiu CASE și va emite formularul 640, al cărui model este de asemenea propus spre aprobare. Fiscul administrează din 1 iulie 2012 contribuțiile sociale la pensii datorate de persoanele fizice. De atunci, casele de pensii au predat organelor fiscale din subordinea ANAF, în vederea colectării, creanțele reprezentând contribuțiile de asigurări sociale stabilite și neachitate până la 30 iunie 2012. Două evenimente culturale importante îi așteaptă pe ardudeni la finele acestei luni. Primul se va desfășura vineri pe 28 martie și este destinat iubitorilor de muzică, iar al doilea, un simpozion cultural-religios, va avea loc sâmbătă pe 29 martie. Evenimentul este organizat de Primăria Orașului Ardud și Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea. Sunt două evenimente cu adevărat deosebite, marcate de prezența unor oameni de cultură de o valoare inestimabilă, aș putea spune. Și ca să-mi justific afirmația, voi face mențiunea că seara de muzică va fi onorată de prezența sopranei Nicoleta Ardelean, prezentă pe marile scene ale lumii, inclusiv pe scena Scalei din Milano, o valoare incontestabilă a muzicii de operă românești, de prezența domnului Ioan Ardelean, care va avea un concert de muzică sacră. Sunt, iată, niște prezențe inedite, deosebite, care onorează nu doar Ardudul, ci, cred, județul Satul Mare. De aceea și îi invit pe toți iubitorii de muzică să fie prezenți la sala de festivități din Ardud, fiind o ocazie destul de rară ca să te bucuri de muzica acestor interpreți și de a petrece împreună o seară atât de agreabilă și de deosebită. Încă o precizare, intrarea este liberă. În cadrul serii muzicale, publicul va putea să asculte și recitalul coralei Armonia Arhiepiscopiei Tomisului. La o zi după, Primăria Orașului Ardud și Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea, în parteneriat cu Teatrul Scena din Târgu Mureș, vor organiza simpozionul intitulat Libertate și Toleranță Religioasă. Prezentările vor fi susținute de conferențiari de la universități din România, dar și de peste hotare. În a doua zi, pe 29, după masa de la ora 17, va fi în sala de conferințe de la primărie un simpozion cultural-religios la care de asemenea avem onoarea de a-i avea printre invitați pe eseistul, filozoful, poetul Cristian Bădiliță, profesor, doctor la Universitatea din Sorbona, ceea ce de asemenea este un fapt cu totul special de a fi prezent în județul nostru, de a fi prezent la Ardud. Mai este apoi profesorul Marius Cruceru de la Universitatea din Oradea,
profesorul Ioan Ardelean de la Universitatea Tomis din Constanța. Vom avea plăcerea să ne delectăm pe parcursul simpoziunului și cu muzica oferită de formația camerală Lira din Arad. Și întreg spectacolul și simpozionul va fi moderat de regizorul și directorul Teatrului Scena din Târgu Mureș, domnul Liviu Pancu. Seara de muzică se va desfășura în sala de festivități a orașului Ardud, în vreme ce simpozionul va avea loc în sala de conferință a primăriei Ardud. Caravana Educa Alternativă se află gata de pornire. Asociația Stea a fost printre cei 4 câștigători de la nivel național a unui concurs de finanțare derulat de o companie de telecomunicații. Proiectul pe care ONG-ul Sătmărean dorește să îl pună în practică vizează integrarea copiilor din mediile defavorizate prin desfășurarea unor activități educative, de care să beneficieze nu doar tinerii, ci și părinții acestora. S-are în vedere instruirea 150 de copii care până acum nu au avut deloc contact sau au renunțat la educația formală. Pentru aceasta, voluntarii asociației Stea împreună cu partenerii lor se vor deplasa în mediile defavorizate pentru a derula activități educative. Proiectul Educație pentru Viitor este un proiect realizat de Asociația Stea pentru sprijinirea incluziunii în sistemul educativ a copiilor care provin din familiile aflate în dificultate. Grupul țintă al acestui proiect este compus din 150 de copii care trăiesc în situații dificile în municipiul Satu Mare și cu care noi lucrăm prin intermediul unității mobile. Acești copii vor beneficia de prezența unei caravane educative care va permite să realizăm acele activități care până acum se desfășurau doar în cadrul centrului de zi și în locurile în care ei trăiesc. Mi s-a părut firesc să mă implic, mai ales că e vorba de educație, mai ales că e vorba de copii și mă gândesc că ar trebui să facem lucrul ăsta cât mai mulți dintre noi. Mai ales că avem posibilitatea, până la urmă lucrez într-o companie care se implică și ea în astfel de proiecte și pentru că am mai colaborat cu asociația Stea, pentru că am văzut câte lucruri frumoase și bune fac în acest oraș, m-am gândit că e foarte potrivit să ne implicăm și noi. La derularea proiectului au fost invitate și autoritățile locale și județene împreună cu alte ONG-uri de profil. Principala problemă în derularea activităților complexe rămâne numărul mic de voluntari. Conducerea asociației a făcut un nou apel către sătmăreni să dea dovadă de spirit civic și să se implice în activitățile făcute în interesul comunității. Pentru proiectul de integrare prin educația copiilor din medii defavorizate, asociația Stea a obținut o finanțare de peste 30.000 de lei de la compania de telecomunicații. Valoarea totală a proiectului se ridică la 53.274 de lei. O sătmăreancă a ajuns pe lista finaliștilor pentru Premiul Galei Naționale a Excelenței în Asistența Socială. Mihaela Motoc, directoră al Centrului O Viață Nouă, a strâns cele mai multe voturi la campania lansată înaintea galei. Este pentru prima dată când Colegiul Național al Asistenților Sociali din România organizează un astfel de eveniment, menit să readucă în atenția publicului dificultățile, dar și realizările pe care le au asistenții sociali. Mihaela Motoc a rămas singura sătmăreancă din cursa pentru premiul pus în joc la Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială. Aceasta va avea loc pe 18 martie la București, la Teatrul Notara. A fost organizată la 20 de ani de sărbare a acestei profesii. În competiție a fost înscriși asistenți sociali din toată țara, la diferite domenii de activitate, pe protecția copilului, persoane cu dizabilități, persoane în străzi, astfel încât în finală s-a votat, a fost un vot online și urmează jurizarea din partea unor specialiști. A fi asistent social în România nu este deloc o sarcină ușoară. Pe lângă lipsa unei finanțări corespunzătoare, asistenții de la noi trebuie să se confrunte și cu prejudecățile societății în care trăiesc. Din păcate, de multe ori ne lovim de unele bariere ale sistemului. Finanțarea, de multe ori ne lovim de probleme în acest sens și probabil deschiderea anumitor oameni față de persoanele aflate în nevoie. Simțul civic la noi mai trebuie dezvoltat și trebuie să milităm pentru așa ceva. Mihaela Motoc are o experiență de peste 12 ani în domeniu, iar în prezent este nu doar directorul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele cu Handicap Mental O Viață Nouă, ci și președintele Colegiului Asistenților Sociali din Satu Mare.
Odată cu primele adieri de primăvară s-au deschis și terasele. Pe Corzo, în Satu Mare, lumea nu s-a sfiat să se așeze la mesele în aer liber, chiar dacă vântul bate încă iarnă. Dacă în anii trecuți abia pe 1 mai se deschideau terasele restaurantelor din municipiu, în 2014 patronii au profitat de temperaturile ridicate pentru luna martie. Cu sau fără autorizație, patronii teraselor din municipiul Satu Mare au decis ca anul acesta profitul să fie mai mare. Tocmai de aceea au deschis terasele cu mai bine de o lună și jumătate mai repede decât în alți ani. La cele mai multe terase, pe lângă cafea, băuturi răcoritoare, ceaiuri, se poate servi și un prânz. Ne bucurăm că în acest an temperatura este mult mai ridicată decât anul trecut. Anul trecut am deschis abia la 1 mai terasele, dar în acest an, datorită faptului că este atât de cald, ne-am gândit să le facem o bucurie sătmărenilor și să invităm mai repede să servească o cafea, un ceai, o limonadă, chiar și prânzul. Municipalitatea Sătmăreană a chemat la discuții patronii de terase mai repede anul acesta. Încă din ianuarie s-au purtat discuții despre cum trebuie să funcționeze aceste terase, însă pe hârtie autorizațiile se vor da numai mâine. Cu sau fără autorizație nu-mi rămâne decât să-i felicit pe proprietarii de terase care au venit în sprijinul sătmărenilor și le-au oferit o ocazie să se relaxeze și să se bucure de soarele de primăvară. Și dacă tot m-ați întrebat de autorizație, mâine va avea loc comisia de autorizare a teraselor, documentațiile sunt depuse și de mâine pot să spun că vor fi cu autorizație în mod categoric. Dar cred că nu trebuie să ne cramponăm atât de tare că o zi sau două s-a întâmplat un lucru, să zicem așa, fără hârtia oficială de sus venită, pentru că contează să fim în slujba sătmărenilor. Și noi am avut în luna ianuarie o întâlnire cu toți proprietarii de terase. Domnul primar le-a transmis că este în regulă să profite de vreme, am fost cu toții de acord. Inițiativa privată trebuie sprijinită, pentru că dacă întreprinzătorul nu reușește să producă bani, economia țării n-are cum să meargă bine. Prima terasă din Piața Libertății s-a deschis sâmbătă, astfel încât în weekendul trecut sătmărenii au putut savura produsele gelateriei. Avem acum știri pe scurt, aflăm informații despre evenimente, cultură, educație, dar și subiecte din județul Sălaj. Campania de prevenire a abuzurilor sexuale, lansată la data de 17 ianuarie, este în plină desfășurare în aceste zile. Astăzi a avut loc o activitate de prevenire a elevilor și părinților la școala gimnazială Lucian Blaga din municipiul Satu Mare. În cadrul acestei întâlniri le-a fost prezentat copiilor și părinților acestora un material din care au aflat o serie de informații. Au fost prezentate și spoturile campaniei. Tot astăzi au mai avut loc acțiuni similare la școala gimnazială Ion Creangă, iar la școala gimnazială Dr. Vasile Lucaciu a avut loc o întâlnire cu părinții. 10 unități de învățământ din Sălaj ar urma să primească în luna iunie microbuzele școlare pe care le-au solicitat. Asta după ce vicepremierul Liviu Dragnea a anunțat că contestațiile depuse la contractul pentru livrarea vehiculelor a fost respinse. Microbuzele vor fi atribuite primăriilor care vor trebui să angajeze șoferi și să le pună la dispoziția școlilor. Mai multe persoane condamnate aflate în custodia penitenciarului Satu Mare participă zilele acestea la o activitate de ecologizare a râului Someș. Activitatea se desfășoară în baza unui protocol de colaborare încheiat între penitenciarul Satu Mare și sistemul de gospodărire a apelor Satu Mare. Scopul acesteia constă în promovarea unui comportament prosocial al persoanelor private de libertate, creșterea vizibilității funcției sociale a penitenciarului și pregătirea persoanelor private de libertate pentru eliberare. În urma unui proiect inițiat de Răzvan Silaghi, consilier al primarului municipiului Zarău, Radu Căpâlnașu, în Urbea de Sub Meseș va avea loc un eveniment cultural cu totul nou, la care intrarea este liberă. Prima întâlnire de acest gen, care se desfășoară pe raza municipiului Zarău, este programată mâine de la orele 17:30 la un hotel din municipiu. Moderatorul evenimentului va fi Paul Maghiu, iar invitat special Marin Pop, un cunoscut istoric sălăjan. Tema dezbaterii din Cafeneaua Culturală, eveniment aflat la prima sa ediție, este represiune și rezistență în timpul regimului comunist. Campania umanitară Ajută pe EMS, susținută de Nord-Vest TV și Gazeta de Nord-Vest, inițiată în luna ianuarie, a reînviat speranța în casa familiei Patache din Carei. La începutul campaniei, părinții fetiței erau deznădăjduiți și credeau că nu se vor descurca financiar. Cu ajutorul unor oameni cu suflet mare, atât din țară cât și din străinătate, care au văzut cazul prezentat la Nord-Vest TV sau pe site-ul televiziunii, fetița a reușit să primească ajutoare care au făcut posibilă continuarea fizioterapiei și realizarea analizelor medicale costisitoare. Cu toate că încă nu s-a recuperat complet, părinții au spus că săptămâna aceasta fetița s-a întors la școală și se simte mai bine. Familia fetiței, echipa Nord-Vest TV și Gazeta de Nord-Vest doresc să le mulțumească tuturor celor care au ajutat-o pe MŞ. Cei care doresc să o ajute în continuare sau să se intereseze de soarta fetiței pot suna la numărul
numărul de telefon 0754524859 sau să facă donații în contul deschis pe numele Pataki Corina. Continuăm jurnalul cu sport prezentat de Florin Mureșan și Meteo cu Silvia Spanciu. Rămâneți aproape! Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Alexandra Lazin a răsturnat azi toate calculele hârtiei și a câștigat medalia de aur la naționalele de florete cadete. Intrată în concurs cu speranța că va intra între primele patru, sportiva de la CS Satu Mare, antrenată de Ijaki Arnold, a prins o zi perfectă și a reușit să câștige titlul național după o finală în care a depășit-o pe marea favorită Ana Boldor cu 15-12. Alexandra a început perfect finala, a condus cu 7-1 și 9-4, dar apoi în repriza a doua a avut o cădere și a permis adversarei să se apropie la 12-9. Finalul a fost unul tensionat, cu câteva decizii la limită ale arbitrului Virgil Sălișcan. S-a încheiat 15-12 și Alexandra Lazin urcă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Interesant e că Alexandra a tras în acest concurs cu lamela multiple campioane Cristina Ștal. Îmi poartă noroc, a spus la final Alexandra, care speră să ia o medalie și mâine în concursul pe echipe, iar apoi săptămâna viitoare să urce pe podium la nivelul juniorilor. Un concurs perfect pentru tine. Nu chiar. Am avut momente proaste, dar am reușit să îmi revin și astfel am câștigat concurs. Adică. Da, Boldor era mai bine cotată ca și tine în toate ierarhiile. Da, păi ea e și mai mare și are și mai multe concursuri și cantonamente și mă bucur că m-am putut revanșa. Nu ești la ultimul, mai ai un an, anul viitor trebuie să dublezi această victorie, nu? Da, să sperăm că și atunci o să mă pregătesc până atunci și să sperăm că o să câștig și atunci. Da, e un rezultat extraordinar și perspective bune. Anul viitor altfel o să intri în concurs la Cupa Satu Mare, nu? Da, păi anul viitor îmi propun să intru măcar în primii 8, pentru că anul ăsta nu am reușit, din păcate. Dar totuși trebuie să am un țel ca să-l pot îndeplini. Ce urmează? Juniorii. Medalie. Da, să sperăm. Acest rezultat îi aduce Alexandrei convocarea și la lotul național de florete cadete pentru campionatele mondiale de la Plovdiv, de la sfârșitul acestei luni din Bulgaria. La un moment dat fugea pământul de sub picioare, nu în finală? Da, în primele 7 tușe care au dat a fost extraordinar. După aia s-a schimbat și Boldor, dar după aia am putut să finalizăm. Ce cu... ai spus la pauză? Să rămână la acțiunea ce am vorbit înainte. Am fost și două tușe ciudate. Eu așa zic că trei. Dar nu. Nu mai contează. Așa suntem mai buni. Se vede. Da. Ce, la junior? La campionat național, da, la junior. Încercăm să intrăm acolo în primii patru și acolo se poate. Și la echipă medalii. Așteptăm și medalii. Batem la ușă cu Alexandra, la echipa lui Ducu. Încercăm. Tot se poate. Mâine are loc concursul pe echipe, iar CS Satu Mare speră să cucerească o nouă medalie. Finala de azi va putea fi urmărită luni seara în cadrul emisiunii Săptămâna Sportivă de la Nord-Vest TV. Miza pe tineri, cam ăsta pare a fi noul slogan din fotbalul românesc după ce la doar 29 de ani Răzvan Burleanu a ajuns președinte la FRF. Ieri comitetul executiv al AJF Satu Mare a venit cu câteva noutăți mai mult decât interesante, generația tânără primind credit total din partea actualei conduceri a asociației. Astfel, președintele Ștefan Silaghiș va delega o mare parte dintre atribuțiuni noului director al DAJF, arbitru divizionar Ovidiu Mazilu. Arbitru FIFA István Kovács va prelua din această primăvară președinția Comisiei Județene de Arbitri, funcție deținută până ieri de vicele AJF-ului Cornel Ziman. De asemenea, Ionuț Bujor, fratele atacantului de la Olimpia Vlad, a fost numit șef la Comisia Juridică și va fi responsabil cu proiectele la AJF. De asemenea, a fost înființată și o comisie medicală, iar tot ca o noutate la meciurile importante, delegările arbitrilor se vor face prin tragere la sorți. Iată componența comisiilor: Comisia de Disciplină, președinte Potochi Zoltan, Comisia de Competiții, președinte Daniel Pașca, Comisia Juridică plus Proiecte, președinte Bujor Ionuț, Comisia Medicală, dr. Vințe Cotolin, Comisia de Arbitri, Covaci István. Ca noutăți, Ovidiu Mazilu va ocupa funcția de director AJF, iar Alexandra Șerbănoiu completează secretariatul. S-a mai hotărât Liga a 4-a Serie A pe data de 16 martie 2014 și se va încheia la data de 25 mai cu etape intermediare, la data de 30 aprilie și 21 mai. Finala campionatului Ligii a 4-a va avea loc în
data de 31 mai sau 1 iunie 2014. Liga 5-a se reia la data de 23 martie 2014 și se va încheia la data de 1 iunie 2014, fără etape intermediare. Pregătirile pentru partea a doua a campionatului Ligii a patra, ediția 2013-2014, au intrat în linie dreaptă. Dacă unele echipe se chinuie să supraviețuiască, altele au făcut transferuri pe bandă rulantă. Formațiile de top așteaptă cu interes startul, mai ales că majoritatea dintre ele au adus jucători importanți la acest nivel fotbalistic. În seria, liderul Turul Micula, oarecum surprinzător, nu se laudă cu transferuri, însă după declarațiile antrenorului Milu Petric, pe ultima sută de metri se vor perfecta câteva transferuri care să mențină echipa în top. Victoria Apa s-a despărțit de doi jucători de bază, portarul Dobrai și atacantul Berci, care s-au transferat de la Someșul Oar, însă au venit portarii Ștețca și Tocaș, Talpoș de la Medeșul Aurit, Ciorcaș de la Olimpia, Tuliș de la Baia Mare și Raul Ritli de la Juniorii Republicane ale LPS-ului. În seria B, Someșul Oar s-a întărit cu cei doi jucători, Dobrai și Berci de la Victoria Apa. De asemenea, Schwaben Cămin, despărțită de Oar doar de golaveraj, va merge pe aceeași echipă experimentată din tur. În plus, din pauza de iarnă, atacantul Ciocotișan a ajuns în probe la Olimpia. De menționat că primele șase calificate din fiecare serie la finalul acestui sezon vor alcătui Liga de Elită, conform celor prezentate în cadrul ultimei adunări generale a Asociației Județene de Fotbal Satu Mare. Tocmai de aceea, majoritatea echipelor din partea de sus a clasamentului au ca obiectiv clasarea pe locurile 1-6 și încearcă să se întărească până la începutul campionatului din 2014. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Norvest TV. Meteorologii anunță zile însorite și temperaturi ridicate. Haideți să vedem minimele și maximele zilei de mâine. Va fi cer senin mâine pe aproape întreg continentul, cu temperaturi ce vor atinge 20 de grade la Lisabona și Paris, 17 la Madrid și München, 18 grade la Roma. Mai fric va fi doar în est, la Budapesta vor fi 14 grade în termometre. Va fi vreme frumoasă mâine și la noi în țară. Meteorologii anunță niște schimbări ușoare ale regimului termic. Asta înseamnă că vom avea cu 1-2 grade mai puțin în termometre față de zilele precedente și asta din cauza intensificărilor vântului. Ne așteptăm la 12 grade la București și Cluj-Napoca, 10 grade la Brașov și Iași, 9 grade la Constanța și 14 la Timișoara. Va fi frumos și în regiunea de nord-vest, minima se va situa undeva în jurul valorii de minus 1 grad Celsius la Bistrița Năsăud, în timp ce maxima va atinge 14 grade în județul Bihor. Chiar dacă pe timpul zilei ne-am obișnuit cu maxime destul de ridicate, noaptea încă temperaturile coboară simțitor. Vor fi 3 grade la Satu Mare, care e și Tășnat, și 2 grade la Negrești-Oași. Condițiile meteorologice și regimul termic rămân aceleași pentru ziua de mâine la noi în județ. Asta înseamnă că vom avea 13 grade la Satu Mare, 14 la Cărei și la Tășnat. Coboară ușor mercurul din termometre la Negreștoaș, unde vor fi doar 11 grade. Pentru municipiul, meteorologii prognozează o minimă care se va situa undeva în jurul valorii de 3 grade Celsius, în timp ce maxima va urca până la 13 grade în condițiile unui cer variabil, dar vântul va mai avea unele intensificări. Acestea au fost principalele informații meteo. Noi ne revedem mâine. Până atunci să aveți parte doar de vreme bună alături de Nord-Vest TV. Acestea au fost știrile. Sunt Silvia Cech și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Nord-Vest TV. La revedere! Vestimentația prezentatoarei de știri este asigurată de magazinul Steilmann.